Bine v-am regăsit! Ediția de astăzi IT Report este despre inspirație. Tocmai de aceea l-am invitat alături de mine pe Cristian Ureche, un exemplu remarcabil din lumea inovației și care a parcurs un drum impresionant până să ajungă la nivelul de product manager, despre care vom vorbi în cele ce urmează. Bine ai venit, Cristian! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, Alexandra! Pe mine m-a inspirat povestea ta și de aceea vreau să o împărtășim, poate îi inspir și pe cei care ne urmăresc. Cum a început călătoria ta în industria IT? Am început ca și programator în anul 2008. Cum am ajuns programator e o poveste interesantă. Încă din clasa 1 mi-am dat seama că mă atrag științele exacte. Și într-adevăr mi-a plăcut matematica, mi-a plăcut fizica, m-a remarcat ca un elev cu drag de carte. Am fost la olimpiadele naționale la aceste discipline, iar la finalul liceului am ales să studiez la Universitatea Tehnică, pe urmă am făcut un doctorat în colaborare cu o universitate din Franța. După finalizarea studiilor, am ales să mă întorc la Cluj pentru că mă incita efervescența industriei IT. Ce te motivează cel mai mult în domeniu? Cel mai mult mă motivează atunci când văd rezultatele muncii mele în mâinile celorlalți. Mă motivează să văd aplicațiile pe care le dezvolt, folosite de prietenii mei sau de oamenii de pe stradă. Momentan ești product manager. Aș vrea să discutăm puțin despre ce responsabilități are, ce face un product manager de fapt. De fapt, managerul de produs este persoana responsabilă cu luarea deciziilor, astfel încât șansele de reușită ale produsului să fie maximizate. Un manager de produs interacționează toate echipele implicate în dezvoltarea unui produs, echipa tehnică, echipa de marketing, echipa de vânzări, echipa de design. Și intervine pe tot parcursul procesului de dezvoltare a unui produs informatic, de la idee, la dezvoltare, testare și apoi operarea produsului în piață. Pe fiecare dintre aceste etape, managerul de produs are responsabilități specifice. Dacă este vorba despre testarea ideii, managerul de produs se ocupă de coordonarea activităților de evaluare a fezabilității produsului. Fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică, financiară, dar și fezabilitatea din punct de vedere legal. Mai apoi, în etapa de design, managerul de produs coordonează activitățile de dezvoltare a interfeței utilizator, a experienței utilizatorului cu produsul și coordonează de asemenea activitățile de user research. Da? Se asigură că funcționalitățile dezvoltate răspund nevoilor utilizatorilor. În etapa de dezvoltare a produsului, managerul de produs se asigură că echipa livrează în conformitate cu roadmap-ul pe care l-a stabilit pentru produs, iar apoi în etapa de operare a produsului, managerul de produs preia feedback în mod regulat din piață și integrează acest feedback în etapele de dezvoltare ulterioară a produsului, în versiunile următoare. Și cum e această colaborare cu echipa de marketing și de dezvoltare? Nu e dificilă comunicarea? Este într-adevăr o provocare. Meseria de product manager nu este pentru oricine, da? Dar aduce satisfacții majore atunci când echipele reușesc să se sincronizeze și să aibă o viziune comună referitor la direcția în care produsul trebuie să meargă. Cum prioritizează product managerul funcționalitățile unei aplicații sau unui produs software? Ok, ca să-ți dau un răspuns aici, aș face o paranteză. Ca să le prioritizezi, trebuie să le stabilești prima dată. Astăzi, majoritatea echipelor
funcționează în felul următor, cel puțin în piețele dezvoltate precum Statele Unite. Compania își fixează o misiune și o viziune pe baza cărora anual definește un set de priorități critice. Aceste priorități critice dau mai departe departamentelor posibilitatea de a-și defini obiective și rezultate cheie. De obicei, acestea sunt definite și măsurate trimestrial sau semestrial. Ei, în baza acestor obiective și rezultate cheie, managerul de produs definește funcționalitățile necesare pentru a stabili acele obiective. Și am ajuns la momentul la care le-am definit. Pentru prioritizare există mai multe framework-uri. Unele sunt bazate pe stabilirea unui criteriu, da, un scor în funcție de diferite elemente care fac sens pentru etapa de dezvoltare a produsului, gradul de dificultate tehnică, nivelul de utilitate perceput de utilizator pentru respectiva funcționalitate, costul, toate acestea dau un scor care apoi duce la prioritizarea funcționalităților. Spune-ne cu ce provocări te-ai confruntat tu de când ești în acest domeniu ca și product manager. Există numeroase provocări, aș vrea să menționez câteva. Cea mai mare de departe este sincronizarea echipelor. Așa cum spuneam, în sine, nativ, echipele au interese antagonice uneori. Și o să-ți dau un exemplu foarte simplu. Echipa tehnică și echipa de vânzări. Da? Echipa de vânzări își dorește un produs care arată bine. Echipa tehnică își dorește un produs care funcționează foarte bine. Da? Echipa de vânzări își dorește un produs scos în piață repede, ca să poată vinde. Echipa tehnică își dorește un produs perfect și asta ia timp. Și atunci managerul de produs trebuie să armonizeze agendele celor două sau trei sau patru echipe, astfel încât rezultatele pe execuție să fie la înălțime. O altă provocare este legată de luarea deciziilor. Un manager de produs trebuie să ia deciziile nu doar bazat pe flerul personal, pe opinie personale, ci pe date. De foarte multe ori, calitatea datelor disponibile sau prezența lor lasă de dorit. Da? Deci, trebuie să iei decizii pe date incomplete și neclare. O altă provocare este legată de aspectele financiare. Trebuie să te asiguri că execuți maximul de utilitate pentru utilizator în bugetul alocat. Aici aș vrea să fac o mică paranteză. În general, provocarea este să ai un buget mic sau să execuți un produs de calitate cu un buget mic, însă există și situația în care ai provocări din cauza că bugetul este prea mare și se ajunge la situații în care, sigur, sunt de dorit, situații în care ajungi să spui nu mai știu ce să fac cu banii. Dar când ajungi să spui așa ceva, nu este pentru că nu poți să-i cheltui efectiv, ci pentru că ai ajuns fie în pană de idei, nu mai știi cum să-ți dezvolți produsul astfel încât să ai o viteză de dezvoltare dată de bugetul pe care îl ai, fie nu mai găsești oameni, resurse în piață care să te ajute să dezvolți la nivelul bugetului alocat. Spune-mi un proiect care a avut succes sau de care te simți tu mândru. O să-ți spun două, pentru că întotdeauna primul îți rămâne în suflet. Primul proiect a fost, de fapt, și cel prin intermediul căruia am învățat să fac management de produs. Proiectul a fost o aplicație de
gestiunea lucrurilor de parcare, Parking Plus, cred că pot să dau numele pentru că nu mai există în piață. Era o aplicație mobilă care îți permitea să identifici locurile de parcare, să deschizi bariere, să plătești cu telefonul mobil. A fost o provocare pentru că am dezvoltat un ecosistem de aplicații, aplicații mobile, aplicații web, hardware. Mi-a plăcut pentru că acolo am reușit să îmi pun în aplicare viziunea pentru prima dată. De la o foaie de hârtie scrisă într-un birou, la un produs disponibil pe 6 piețe internaționale. Celalalt produs care mi-a rămas în minte este un gigaproiect dezvoltat în Arabia Saudită, proiectul NEOM, un oraș linie dezvoltat în regiunea Tabuk, din partea vestică a Arabiei Saudite. Este un proiect futurist în care se dorește a dezvolta un nou mediu urban și un nou mediu de locuire, un nou model de locuire. Spune-mi, după tine, care ar fi top 3 caracteristici ale unui product manager de succes? În primul și în primul rând, un leadership vizionar. Managerul de produs trebuie să fie un lider. Managerul de produs trebuie să poată să convingă echipele pe care le coordonează cu privire la viziunea produsului pe care îl dezvoltă. În al doilea rând, un manager de produs trebuie să fie un bun comunicator. Managerul de produs stabilește principiile produsului, managerul de produs stabilește roadmap-ul, stabilește cerințele produsului. Iar în al treilea rând, un manager de produs trebuie să fie o persoană analitică, căreia să-i placă să interpreteze datele pe care le are la dispoziție și căreia să îi placă să ia decizii pe baza acestora. Ce le-ai spune tinerilor care doresc o carieră în această direcție? Probabil că tinerii care își doresc o astfel de carieră au identificat deja că nu există o educație formală pentru această meserie. Le-a spune că toată lumea a fost în această situație, le-a spune că oamenii care au îmbrățișat o carieră în management de produs vin în general din trei direcții, fie din direcția tehnică, au fost programatori sau analiști de business, fie din marketing sau din design de produs. Și succes au avut cei care au avut suficientă curiozitate să acumuleze cunoștințe în celelalte domenii. Da? Pentru că managementul de produs este la intersecția dintre tehnologie, design, marketing și vânzări. Aș mai vrea să te întreb, cum ți se par framework-urile cu inteligență artificială pentru gestionarea de produs? Le folosești și tu? Da, sunt foarte multe framework-uri care sunt utile. Ele ajută pe tot procesul de dezvoltare a produsului. În etapa de validare a ideii, ajută managerul de produs în luarea notițelor, de exemplu, da? Interviuri cu utilizatorii, asistentul AI poate să facă transcrierea printr-o sinteză, a voice to text. Alte tipuri de framework-uri AI sunt cele care te ajută să sumarizezi texte. Dacă tot așa, în momentul în care desfășori activitate de intervievare a utilizatorilor pentru a identifica dacă problema poate avea o soluție sau produsul rezolvă o problemă a utilizatorilor, sistemele de tip GPT pot să facă o sumarizare a opiniilor utilizatorilor. Mergând mai departe în etapa de dezvoltare, ai sistemele de AI ajută mai mult programatorii, atât pe partea de generare de cod sau de review. În etapa de design, sigur că există
platforme de artă vizuală generativă, da, care generează sau identitate de, fie identitatea de brand, logo-uri sau palete de culori, fie elemente vizuale gen bannere sau ilustrații. Mai departe, în etapa de testare a produsului, există framework-uri pe care le folosesc pentru identificarea bug-urilor. Și în etapa de operaționalizare a produselor, aici, în general, framework-urile AI utilizate sunt cele de detecție a anomaliilor. Aș putea aminti tranzacții frauduloase sau potențial frauduloase și utilizare frauduloasă a conturilor utilizatorilor. Le folosesc pe toate, într-adevăr îți dau un boost de performanță și o optimizare a productivității ca manager de produs, dar și pentru echipele care lucrează la dezvoltarea produsului. Bine, mulțumesc pentru discuție și a fost o plăcere să vorbim. Mulțumesc și eu foarte mult, sper că informațiile pe care le-am partajat vor fi de ajutor membrilor comunității IT din România. Mulțumim. Vă mulțumim pentru atenție, ne vedem pe net.